Bună! În videoclipul de astăzi vom realiza aceste plicuri drăguțe de Crăciun. Foarte simplu de făcut, doar dintr-o coală de hârtie. Să începem! Materialele necesare pentru proiectul de astăzi sunt o coală de hârtie pătrată cu latura de 15 cm. Poate să fie un pătrat cu orice dimensiune, îl puteți face de orice dimensiune doriți. Primul lucru pe care l-avem de făcut, dacă folosiți coală de hârtie colorată doar pe o parte, o veți ține cu partea care nu este colorată în sus, îndoim coala de hârtie pe jumătate, având grijă ca marginile să se alinieze. Desfacem coala de hârtie, aducem marginea de jos până la linia formată de prima îndoitură, desfacem, din nou aducem marginea de jos până la linia formată de această îndoitură, ar veni prima îndoitură, cu această coală de hârtie astfel îndoită, aducem marginea de jos până la această linie formată. Îndoim. La această formă ar trebui să ajungem. Marginea de sus o îndoim în jos până la linia formată de această îndoitură de aici. O aliniem cu această linie și presăm. Desfacem. Colțul acesta îl vom îndoi în interior, având grijă ca această margine să se alinieze cu marginea de aici, în acest fel. Cam așa. Vom face același lucru și cu celălalt colț. Aceasta e forma la care trebuie să ajungeți. Voi folosi o linie ca să trasez o linie de la această margine până sus. În acest fel voi trasa la fel o linie și în partea aceasta și voi îndoi această margine pe această linie, adică în interior, în acest fel. Voi face același lucru și cu cealaltă margine. Colțul de sus îl aducem în interior, astfel încât această margine se alinieze cu marginea de aici, îndoită, în acest fel. L-am aliniat. Vom face același lucru și cu celălalt colț, am grijă să se alinieze. Și aceasta este forma la care vom ajunge. Acum plicul este gata. Așa va arăta. Și îl puteți închide. Îl puteți face de diferite dimensiuni, mai mic, mai mare. Pentru acest model veți avea nevoie de o coală de hârtie albă, pătrată, cu orice dimensiuni doriți. Să nu fie mai mic de 10 cm, fiindcă o să iasă plicul, cred că, destul de mic. Și creioane colorate. Eu am ales roșu. Vom face în același fel plicul. Iar acum vom trasa linii pe acesta.
pe care le veți colora. Iar la final așa va arăta plicul. Pentru acest proiect vom avea nevoie de o coloană de hârtie pătrată cu latura de 21 de cm. Eu am o coloană de hârtie colorată și pe partea și pe cealaltă. Primul lucru pe care l-aveți de făcut este să îndoiți coloana de hârtie pe jumătate, având grijă ca marginile de sus și de jos să se aliniete. În acest fel, desfacem. Marginea de jos o îndoim până la linia formată de îndoitură. Desfacem. Din nou, marginea de jos o îndoim până la linia formată din această îndoitură. În acest fel, cu foaia îndoită, vom îndoi din nou marginea de jos până la linia din mijloc și presăm. Vom ajunge la această formă. Voi lua unul dintre colțurile de jos și le voi îndoi în interior, având grijă ca această margine să se alinieze cu cea de aici. În acest fel. Așa. Voi face același lucru și cu celălalt colț. Am ajuns la această formă. Linia trasată cu creionul este linia pe care voi îndoi în acest fel. Voi îndoi la fel și cea de-a doua margine. Vom îndoi marginea de sus până la această linie de aici formată de îndoitură. În acest fel. Desfacem. Colțul de sus îl îndoim în interior, având grijă ca această margine să se alinieze cu marginea formată aici, în acest fel. O să facem același lucru și cu celălalt colț. Și așa va arăta plicul. Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canalul de YouTube Simplu de Făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip!